Consilierul Leonida Belgher spune că liderii progresiștilor gorjeni au convocat o ședință în care membrii participanți s-au opus parafării unui protocol cu PSD-ul la nivelul județului. La nivelul județului Gorj nu s-a încheiat niciun protocol. Deci am avut ședință, nimeni din sală n-a fost de acord cu acest protocol. La nivelul județului. Domnul Marius Vlaicu poate să vă confirme lucrul ăsta. Nu sunteți de acord dumneavoastră, dar ce? Dar nu e nimeni. Deci ne-a chemat la ședință. Cine? Acum 3 săptămâni. Domnul Marius Vlaicu și domnul președinte. Că ne dați și o știre. Da? Și ne-a întrebat. Deci n-a fost unul singur să fie de acord cu acest protocol. Deci s-a votat, nu? S-a votat, s-a trecut printr-un vot? Nu. Ne-a întrebat. Dacă și nu ați fost de acord. Nimeni n-a fost de acord. Vocalul consilier susține că în cazul în care nu se va ține cont de voința membrilor și se va bate palma cu socialdemocrații, atât el cât și alții reprezentanți ai UNPR vor părăsi partidul. Nu poate să ne forțeze. Dacă ne forțează, eu plec și de aceea și văd dracu de treaba mea, iau niște vaci și mă duc dracu și văd de treaba mea și îi las. Prim vicepreședintele UNPR, Marius Vlaicu, a confirmat în urmă cu câteva zile că au avut discuții cu reprezentanții PSD și urmează a încheia un protocol de colaborare pe care trebuia să-l parafeze încă de săptămâna trecută.